totul s-a întâmplat atât de repede că nici nu am reușit să stăm așa, ca doi oameni civilizați, să vedem unde s-a rupt, când s-a rupt, dacă se mai putea reface. Eu, sincer, chiar regret undeva, pentru că poate trebuia să fie un pic mai insistent sau trebuia să întreprind alte măsuri ca să salvez acest cuplu, dar, sincer, vorbind, oricum se ajunge aici mai devreme sau mai târziu. Iubirea mea, iubirea mea. Lumea nu a bănuit nimic ce se întâmplă în familia lor, mai ales că cei doi, până nu de mult, își doreau împreună și o fetiță. I-am închis această carte și nu vreau să o mai deschid. Și am ștampilat-o acolo cu strict secret. Acum un an, când Adriana la fel a avut o tentativă de divorț, dar până la urmă și-a retras cererea. Ești sigur că este vorba despre apariția unei a treia persoană? Da. Numai tu, numai tu, iubirea mea, iubirea mea. Acum nu-și doresc decât să fie lăsați în pace. Atât Adriana, cât și Corneliu Botgros vor să-și refacă viața și să fie fericiți.